Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre un lucru care pe mine mă macină de foarte multă vreme. Și anume, Mersiana. Am aici oamenii mei. Ce-i dragă? Am și un opossum supărat. Nu mă băgați seama, faci vlog. Ah, ok. Vrei să fac și un vlog? Nu. Te rog. Nu. Te rog? Nu. Bună din nou, astăzi o să facem un vlog despre frică. Bine, Ana, dacă tot ai venit, spune și mie, ce e frica? Este un sentiment în care cineva te închide undeva și e cameră întuneric și etucă, etucă. Frica pentru tine este să fii închis într-o cameră întunecată, nu? Da. Da, o idee foarte bună. Sau... Dar imaginează-ți că ești într-o cameră întunecată, în aer. Radu! Ce faci? Stai că oprim vlogul, că mi-a venit fratele din cantonament. Să-mi continui vlogul, Anais. Mama, mă lași și pe mine să fac vlog? Nu! Iau dă-mi ea! Iau dă-mi ea! Cred că nu-i vina mea, nu? Da, nu-i bine. Voi ați fost de față și ați văzut. Băi, Anais. Bună tu! De ce l-ai sunat pe Andrei? Acum nu să mă suni și o să mă întreb pe vlogul. În primul rând, vreau să vă spun că frica este o minciună. De ce? Pentru că din câte am întâlnit până acum, câte cazuri am întâlnit până acum, frica este de fapt o chestie pe care ne-o provoacă doar gândirea noastră. O putem controla foarte ușor și de cele mai multe ori provine din lipsa de informații. Asta înseamnă că dacă avem toate informațiile legate de un anumit subiect, nu are cum să ne fie frică. Ține foarte mult de tăria noastră de caracter, de felul în care ne controlăm noi, de felul în care gândim și de cât de mult ne dorim să depășim sau nu o situație care pe moment ne provoacă frică sau o stare de tensiune, o stare de anxietate. Cum ar fi frica de avion? Când intri în avion și nu cunoști anumite chestii, uitați cum fac eu parte zi de zi din chestia asta, normal că nu mi este frică de absolut nimic, pentru că știu logic, am un mecanism după care funcționez, am toate informațiile și atunci, pentru că lucrurile au o schemă logică în creierul meu, nu simt chestia asta de teamă, pentru că întotdeauna știu ce urmează sau ce se poate întâmpla și nu fac scenarii. Întotdeauna când ai o frică este din faptul că nu ai toate informațiile și ți închipui chestii sau când nu poți controla, când știi că nu depinde de tine și atunci există frica de zbor, în niciun caz de avion, deci asta este o greșeală, să nu spuneți niciodată mi-e frică de avion. Nu ți-e frică de avion, în sens, e frică de zbor, da? De a merge cu mașina, frica de a merge pe vas. Atunci când mergi pe vas, de exemplu, întâlnești anumite situații în care la fel ți se face rău, îți vine să vomiți, ești anxios, pentru că nu poți controla. Ești în aer, nu poți controla, ești pe mare, știi că nu ține de tine. Și atunci începi să-ți faci tot felul de idei în cap. Bun, ca să poți să controlezi frica, pentru că asta este de fapt cel mai important, cum să controlezi frica, te documentezi, să iei câteva informații despre lucru pe care urmează să-l faci. Să nu lași creierul să debiteze tot felul de prostii. Când ești în avion și vezi că începe să se zguduie avionul cu tine. Dacă ți este frică, începi să exagerezi și te panichezi și spui, mamă, deci se zguduie avionul, ce urmează să se întâmple? Și tot felul de chestii. E întuneric, uite cum face aripa, oare de ce mi se înfundă urechile, oare de ce am aterizat așa, sau de ce e sunetul ăsta? Toate lucrurile astea au câte un răspuns. Logic, Ana. Să fii serioasă, mersi. Trebuie să-ți răspunzi la anumite întrebări. În primul rând, atunci când ești în aer și apar turbulențe, este o mișcare normală. Avionul poate controla toate chestiile astea. Acolo în față există doi oameni bine pregătiți, care fac lucrurile astea să fie ok. Treaba este. Închide și tu câinele ăla într-un beci îndepărtat undeva în Noua Zeelandă. E bine de știut faptul că turbulențele apar atunci când sunt schimbări de altitudine, e bine de știut că turbulențele sunt foarte, foarte normale într-un zbor cu avionul, pentru că nu ține de noi, este vorba de meteorologie și piloții noștri acolo în față au tot felul de aparate după care citesc vremea, își dau seama cât de periculos este sau nu să treci printr-o anumită zonă, așa că nimic rău nu ni se poate întâmpla, doar că avionul reacționează normal, pentru că el este purtat de vânt, da? Lucrul ăsta se oprește. Poți să ai și căderi în altitudine, e ok, mai cazi un pic, dar la un moment dat te oprești, avionul nu pică pur și simplu și se prăbușești. De asemenea, dacă vedeți că bate vântul și se îndoaie aripile, am aflat faptul că sunt foarte flexibile, sunt elastice, aproape elastice, deci efectiv ele fac așa și au cum să se îndoaie până la 6 metri, adică cât de tare e chestia asta, nu? Dacă vedeți aripa că se îndoaie, se îndoaie, nu se rupă niciodată, pentru că avionul este făcut să reziste. La fel, voi vă gândiți că, a, zburăm cu un avion vechi sau uite ce zgomot face sau uite... Da, ok, este un avion vechi.
vă pare vechi, nu e de ultimul tip, da? Dar nu este un avion stricat, dacă îl vedeți că este un pic vechi, el oricum trece prin mentenanță. Deci avionul, ca să stea în aer, trebuie să treacă prin niște verificări. Transportul aerian este cel mai sigur transport de la ola actuală. S-a investit foarte mult, s-au făcut foarte multe cercetări în urma unor accidente, s-a progresat, s-au creat întotdeauna echipamente noi, reguli noi. Zilnic este într-o continuă dezvoltare. Este mai puțin probabil să ai un accident cu avionul decât unul în trafic. Știți foarte bine chestia asta și câte se întâmplă pe străzi pentru faptul că sunt tot felul de șoferi. Ei bine, cei care pilotează avioanele sunt bine instruiți, au învățat, au trecut niște examene foarte grele, li se fac teste psihologice, sunt niște oameni cu adevărat pregătiți. Dacă stai să te uiți acum ce este pe stradă, în momentul de față sunt toți dubioșii care au ieșit cu mașina. Se întâmplă foarte, foarte multe accidente, atâția demenți, atâția șoferi care și-au carnetul și nu se face niciodată un test psihologic sau whatever. Atâția vitezoman care chiar omoară oameni. Aici sunt oameni verificați și foarte rare au fost cazurile în care cineva chiar a vrut să provoace un accident în aviație, un om de depresie, știți și voi cazurile acelea. Dar acele cazuri sunt unul la un milion. Sunt situații în care, da, ți este frică pentru faptul că te gândești, băi, nu am cum să controlez chestia asta, ce mi se poate întâmpla. Sunt radare care văd și ne arată pe hartă unde este o zonă cu probleme, pe unde să nu iei, pe unde să mergi, care e ruta potrivită. Iar un pilot o să ia întotdeauna pe unde este mai ok pentru el și pentru pasagerii lui. Noi la început, la briefing, înainte de zbor, primim informații despre zbor și ni se spune, uite, o să avem turbulență la jumatea zborului. Așa este, uneori le avem la jumatea zborului, alteori putem să le avem și în anumite momente în care nu ne așteptăm, tocmai pentru faptul că anumite turbulențe apar atunci când nu te aștepți și nu pot fi arătate din timp pe hartă. Noi, oamenii care lucrăm zi de zi în mediul ăsta, nu suntem nebuni să mergem într-un mediu care ne poate pune în pericol, așa că dacă noi putem să fim ok cu ceea ce se întâmplă și voi care sunteți pasagerii noștri, puteți să vă controlați mintea și să nu lăsați aceste întrebări să vă tulbure și să vă neliniștească. Câteva lucruri pe care le puteți face este să dormiți, să ascultați muzică, să vă uitați la un film, să luați câteva calmante din plante, să beți un pahar de vin. Îmi stau bine. Ia, dacă stai așa pe mine, stai bine? Și mai cred că viața asta pur și simplu trebuie să fim din ce în ce mai buni pentru noi în fiecare zi, să ne depășim limitele, să ne depășim temerile, să avem încredere în noi și în oamenii din jurul nostru, să credem că totul va fi bine, pentru că dacă noi așa credem, așa atragem. În avion lucrurile sunt sigure. Eu când mai văd câte un pasager care este îngrijorat și mă vede cât de sigură sunt pe mine și informațiile pe care le dau sunt logice, atunci capătă curaj. Ei au încredere în noi pentru faptul că ne văd acolo și mai primesc întrebări. Domnișoară, dar cum puteți să zburați zilnic cu avionul? Nu vă este frică? Eu când am turbulențe zâmbesc și este o senzație foarte tare, nu știu, mie îmi place foarte mult chestia asta și când pasagerii mă văd așa relaxată și că mă împac bine cu ceea ce mi se întâmplă, au mai multă încredere în mine și apoi în ei. Sunt conștientă și de anumite riscuri. Sigur, mama? Poți să pui capul pe mine aici? Tocmai de aceea, punându-le în balanță, vă dați seama că la responsabilitățile pe care le am eu acum, aici, cu mine, nu-mi permiteam să mă pun în pericol. Și tocmai de aceea vă dau votul meu de încredere că este ok să circulați cu avionul. E mai probabil să te muște un șarpe, am citit chestia asta pe net, e mai probabil să te muște un șarpe, să cazi din pat sau să te trăznească un trăznet decât să ai un accident cu avionul. Cam atât de rare sunt cazurile și da, atunci când se întâmplă câte un accident de genul ăsta, totul este super mediatizat, este super mare panică, pentru că asta face mass media. Nu ați văzut și voi că în orice domeniu în care se întâmplă câte o tragedie, apare această fetiță speriată și anume mass media și începe și strigă la toată lumea, vai, uite ce s-a întâmplat, uite, panică, panică, pentru că ce este senzațional și ce este tragedie pe toată lumea interesează, pentru că noi suntem avizi după așa ceva, viața noastră oricum întotdeauna este o telenovelă și prin chestia asta atragi foarte mare audiență. Nu cred că dacă s-a întâmplat un caz nefericit undeva, înseamnă că în toate momentele, toate zborurile noastre se poate întâmpla câte ceva. Frate, mi-o țipă în camera cealaltă, mersi, Radu, pentru susținere, fac și un vlog. Și nu cred că ni se întâmplă nouă. Iar dacă ni se întâmplă nouă, înseamnă că așa ne-a fost scris, dar este o gândire din start greșită, să pornim pe premisa, da, uite, astăzi o să zbor cu avionul și mamă, panică. Nu există așa ceva. Lucrurile pot fi controlate și v-am zis. Trebuie să vă informați mai mult, să citiți mai mult despre avioane și atenție să nu citiți articole cu zborul, nu știu care a eșuat, nu știu câți morți, nu știu câte chestii. Da, alea nu sunt articole care vă vor ajuta. Dacă vreți să fiți ok și să vă depășiți teama, trebuie să selectați cu atenție chestiile astea. Bun, cam atât am avut eu de spus despre frică. Acum o să ies și eu în parc cu fetița mea pentru că este vremea foarte frumoasă. Ne vedem aici curând pe canalul meu de YouTube. Sper că v-am fost de folos.
Sper să aveți mai multă încredere în voi și să fiți mai siguri pe voi, pentru că viața voastră este lungă, o să trăiți foarte mult, o să fiți fericiți, o să aveți parte numai de lucruri frumoase, niciun caz de accidente, niciun caz de tragedii. Dacă este o mică turbulență, nu o să ducă la prăbușirea avionului. Și vă pupăm! Nu merge! Editare. To slow down the time.